Hai noroc băieți și bine v-am găsit la un nou episod, de data asta Contraband Police. Am văzut că v-a plăcut destul de mult joculețul și am zis să-i mai acordăm o șansă să facem și episodul 2. Poate să facem toată seria, de ce nu, dar înainte nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți acest lucru, să vă abonați la canal dacă sunteți noi, pentru că pe mine mă ajută enorm, enorm de mult, deși pentru voi nu e foarte, foarte greu, și să-mi lăsați acolo un comentariu, de ce nu, un clopoțel, știți voi prea bine ce aveți de făcut. Vreau înainte de a începe să-mi cer scuze dacă o să mai tușesc pe clip sau să-mi scuzați vocea, pentru că mă încearc cu răceală, știu, doar îți am post să răcească în timpul verii. Și astăzi avem câteva task-uri noi. La Entry Regulation avem aici un cargo list care este nou. Și prin asta ne spune că trebuie să verificăm, adică fiecare mașină trebuie să aibă cargo list și noi trebuie să verificăm și chestiile de pe cargo list să coincidă cu ce are el în mașină. Încă suntem din asta de ne învață în tutorial cum ar veni și mai avem aici un criminal care are naționalitatea din United Rally. Bun, hai să vedem, trebuie să ținem cont de treburile astea, dar momentan cred că suntem încă în tutorial și o să ne explice el exact despre ce e vorba. Documentele, da, exact cum ziceam, avem aici cargo list și trebuie să avem grijă că avem numele și pe cargo list, numele tipului. Hai să-l verificăm prima dată după poză. Stai să vedem ce ne spune. Exact ce vă spuneam, trebuie să verificăm cargo listul să coincidă cu ce are el în spate. Bun, ăsta pare el din poză, pare el din poză. Bugoslav, mamă ce nume are. Este el, dacă nu mă înșel. Bun, perfect. Să vedem aici și raportul valabil. Este ok și valabil și acum să vedem ce are omul. Mamă, are cam multe chestii tipul ăsta și o să trebuiască să mergem să le verificăm. Dar înainte de toate, trebuie să venim să luăm de aici tabela asta pe care aparent o activăm de pe aici. Și eu trebuie să mă duc acum să număr tot ce are tipul ăsta în mașină. Efectiv, tot ce are în mașină. Bun. Cred că așa le număr. Hai că nu-i foarte complicat. Bam, 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 bam. Ideea e să nu ratăm niciuna dintre astea și cred că după o să mă pună să le dau și jos, să le și verific de contrabandă. Acum nu cred că am treabă. Da, văd că nu-mi spune nimic de contrabandă în ele, că suntem încă în tutorial. Doar trebuie să le comparăm. Confirmate cargo list. Asta e să vedem. Avem 10 ciment, are 10 ciment, are frigider 2, frigider 2, gas 3, 3, radioactiv, material, cât are radioactiv material? 2 și el are doar 1 aici, ok. Detergent are 1, e ok. Toilet 1 și are 3. Deci automat o să pun că cargo listul nu e bun pentru treaba asta. Nu știu exact dacă, cum e aici, el declară 3 și are doar 1, nu știu dacă se pune că e ok sau doar în momentul în care el declară mai puțin decât are, atunci ar fi ilegal. Nu știu exact, deci o să fac un test. Eu tind să cred că n-ar fi legal nici așa. Nu sunt foarte sigur pe treaba asta și trebuie să testăm. Bun. O să mă uit repede și de contrabandă. Vă pare ok tipul ăsta. Da, pare ok. Nici nu mă pune să fac altceva. O să-i dau deny din păcate, pentru că nu are cargo list ok și pe asta ne axăm în chapter-ul ăsta. Chiar sunt curios dacă e perfect inspection. Chiar sunt foarte curios. Deci nu știu, doar dacă are, trebuie să dau că nu e ok cargo list-ul, doar dacă el are mai mult decât declară sau și dacă are mai puțin decât declară, nu e ok. Hai să vedem. Perfect inspection. Bun. Nice. 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 Am luat maxim cât se putea. Bun. Trebuie să ne uităm la dată. Asta mi-a mai zis. Bun. Hai să-l vedem pe tip. Acum ce trebuie să facem? Trebuie să dăm toate lucrurile cu care vine tipul jos dinăuntru și să le verificăm de contrabandă. Am înțeles. Bun. Dăm documentele, domnule, pentru început. Să verificăm aici și partul cel din poză. Bă, da, chiar partul cel din poză. Ăsta nu are așa de multe chestii, dar hai să vedem. Samir îl cheamă. Am un vecin pe care îl cheamă Samir. Bun. Vreau să văd codul foarte rapid, vreau să văd în ce nu e expirat. Și by the way, mi-ați zis voi în comentarii, pentru că eu eram, știți că am avut task-ul ăla cu nu știu câți ani trebuie să aibă și era criminal. Și v-am întrebat eu dacă trebuie pur și simplu să calculeze aici, dar mi-a zis cineva în comentarii că efectiv dacă aleg eu data în care s-a născut și dau în ziua de astăzi, o să-mi apară aici câți ani are. Și chiar e adevărat, bă, ai o dreptate să rămână că m-ai anunțat, îți mulțumesc, mi-ai ușurat treaba. Și acum noi am putea să le dăm astea jos. Bun, deci putem să le dăm jos într-adevăr. Și să mergem să le verificăm de jos prima dată.
Încă suntem în tutorial și acum cred că pot să le verific de... Ok. Ok, nenia domnul. Înainte de toate... Nu știu dacă să-l arestez din prima. Ia uite ce face aici, contrabandă cu bani. Mamă, dar oare ce face cu banii dacă îi trece granița? Gen, păcălește vânzătoarea și îi folosește? Mamă, mi s-a distrus asta, nu pot să cred. Să dăm cu ranga, trebuie să mergem să luăm din asta, de la Vlad Shop. Hai să luăm și contrabanda, pentru că e bună și asta. Mamă, dar în toate avea! Oh my fucking god, în loc să pună și el ca omul, măcar în una, două. În toate și în asta. Asta are nevoie de topor. Hai să vedem unde am topor. N-am topor? De ce n-am topor? Unde-i mai topor? Am pe aici lăsat toporul. Da, aici este. Vino încoate, te rog. Am nevoie de tine. Sper doar să nu fugă, că am văzut că poți să și fugă, nenea. Și n-ar fi prea bine că o să trească să-l urmărim. După ne bate în capul, ne complicăm. Bun, pe la mașină mă uit foarte rapid să văd dacă ascunde ceva. Aici nu pare să ascundă nimic, sincer. Și să vedem ce mă pune să fac. Să-l dau jos, bineînțeles. Pentru că altfel nu pot să-l arestez. Înainte de toate, domnule drag, ești un pic cam arestat. Hai să vedem dacă e corectă arestarea. Nu văd de ce n-ar fi. Bineînțeles că e corectă. Vreau să mai verific și marfa înainte de toate. O să mă uit la inventar cum stau. Bă, am sloturi. Nu o să las contrabanda aici că mă complic. O las aici și așa. Așa că o țin la mine. Că trebuie să o las. După trebuie să o încarc chiară. O să mă uit un pic și prin mașină. Să nu-mi scape ceva contrabandă pentru că iau și banii pe ea. Adică orice ban în plus e binevenit. Da, nu-mi scapă. Apare nu mai are. Fă curat, te rog. Acum duro. Bun. Inspection completed. Hai să vedem cu următorul. F1, pot să văd aici ce am greșit și l-am făcut perfect pe ăsta. Ok, bun. Nice. Deci, aparent ăsta avea, era din, nici nu n-am fost atent de unde era. Bun. Și mai avem doar cu cargo list. Deci, nu cred că ar mai trebui să avem criminal, dacă mă întreb. Dar o să verificăm foarte rapid. Documente, litiror, bă, tu pari cam poza. Hai să nu scot toporul la ea din prima, să fiu așa mai politicos cu el. Deci tu pari ca cel din poză, ai o vacă la tine, Madis îl cheamă, e ok, Madis Atmaca, mamă ce nume complicat are. O să verific doar astea pentru că caracterul începe să verifice din ce în ce mai greu, vedeți aici sus am treaba cu dormitul. Bun, hai să vedem. Are o vacă la el, e adevărat sau nu e adevărat? Bă, e adevărată treaba. O, nu mai dau jos. Are, nu cred că are cum să ascundă în vacă, sincer. Adică pare vie, se mișcă, se alea. Deci nu cred că are sens să mai dau jos. Mă uit așa un pic la mașină, mă. Cred că e ok. Și mașina, omul pare squeaky clean, dacă mă întreb pe mine. N-are nimic de ascuns, sper eu. Sper să nu mă și păcălească și să fie într-adevăr corect. O să-i dăm un approved. Finally. Ai, nu mai comenta, am zis. Dă-i drumul. După ce cai mașina jăgoasă, mai și comentez. Bun, perfect inspection, am luat și pe ăsta. Bun, deci în momentul în care o să facem o greșeală, dacă apăsăm F1, putem să vedem aici și ce n-avem noi bifat sau ce uităm, ce greșim, o să ne corecteze și o să putem să învățăm din greșeli, practic. Mi se pare foarte practică și treaba asta. Hai să-l vedem pe nenia cu Duba. Ăsta pare dubios așa după moaca lui, ia uitați-vă cum se uită, mâncavaș. Pare așa foarte speriat. Of course, sir, măcar vorbește frumos. Pare el din poză, pare el din poză, chiar are și aceeași căciulă. Dolet Abed, Dolet Abed, Dolet Abed, bun. Să vedem aici. N-are numele corect, era să mă păcălească. Aici e Dolet Aned. Deci prima chestie punem că numele nu este bun. De expirat n-am fost atent, e expirată. Codul e bun. 5 mai 19 aprilie n-ar trebui să fie expirată. Nu este expirată și tipul ne spune că are două văcuțe. Hai să vedem dacă într-adevăr este ok, n-are două văcuțe, are o văcuță. O pot număra de aici? Da, o pot număra de aici. Nu știu dacă pot să ascundă contrabandă în vaca vie, gen care se mișcă. Sau în animale, în orice animal. Dacă știți detaliul ăsta și vreți să mă ajutați în comentarii, eu n-aș zice nu. Hai să ne uităm atent la port bagaj. Mamă, am crezut că aici e contrabanda, dar aparent nu are nimic. Doar că
Nu vreau să uit de treaba asta și vreau să trec aici că și cargo listul e greșit. În rest, n-am văzut nimic la el, doar că nu o să pot să-l las pentru că are deja două chestii care nu sunt ok. Nu e ok cargo listul și are numele greșit. Așa că o să trebuiască să te duci înapoi, domnule drag. Și cred că am mai terminat o zi, nu? Hai să vedem. Sunt curios dacă e perfect și la tipul ăsta. Chiar sunt curios. Văd că nu mai am mașini de venit pe astăzi. Deci ar trebui să fim bine. Perfect inspection și aici. Nice. Bun, hai să vedem care o să fie următoarea chestie pe care o avem de făcut. A, ok. Deci trebuie pur și simplu să mă duc să mă odihnesc și mâine o să avem din nou de antrenament. Hai să vedem. Băgăm rapid un somnic și scurește ce o să ne pregătească ziua de mâine. Avem 678 buget și mai avem un criminal și niște contrabandă de dus. Deci asta e de bine. Putem să ne upgradăm și noi să ne luăm niște arme mai bune. Daily cost 150. E ok. Stăm bine cu monetarul în comparație cu episodul trecut. Chiar e ok. Saving. Hai să vedem ce o să facem astăzi. Da, sunt pregătit. Trebuie să... Ok. Nice. Avem ceva suspiciuni. În continuare e chestia cu cargo listul și avem un criminal care are numărul, dar nu știu exact dacă se referă la registration number, FHB. Nu știu dacă se referă la numărul de pe mașină sau la numărul din pașaport. Sincer, o să trebuiască să fim atenți la chestia asta. FHB, nu? O să trebuiască să ție minte și să nu uităm la fiecare și la numărul de la mașină și la registrare. Să vedem dacă are FHB. Ăsta are FHB la număr. Sunt curios dacă are undeva pe... Ce vrea asta? Small trading. Putem să facem trade cu el? A bag of potatoes. Păi și de ce am nevoie să cumpăr detergent și chestii de la el? Vodka. Mamă, du-te de aici că nu vreau să cumpăr nimic de la tine, domnule. Vreau să-mi dai document să-l iei prima dată. Deci putem să facem și trei cu asta, ceea ce nu mi s-ar părea ok, adică te duci în vamă și faci trei cu vameșul, really? Pare el ăsta din poză, nu mai ții minte, FHB, are în codul ăsta FHB pe undeva? Nu are în codul ăsta, deci bănuiesc codul de la mașină, nu știu, mă ajutați voi dacă știți treaba asta. Eric îl cheamă, Eric Olton, Eric Octon, uite aici deja văd că numele nu este bun. Verificăm rapid codul. Mamă, ce repede verifică. Nici codul nu e bun și valabilitatea, măcar asta e ok. Biohazard Materials 2 ar trebui să aibă tipul din câte zice el și trece cu trade-uri. Mama, clar are mult, mult mai multe decât 2. O să le dau jos că o să vreau să le verific și de contrabandă. Bun, 4, le-am numărat. Are ceva în ele? Sper să fiu foarte atent. Nu, aparent nu pare că are nimic, dar totuși mi-am făcut datoria și le-am dat jos. Aici, în schimb, nu știu dacă pot să ascundă undeva, gen dacă eu am dat materialele jos și tot ce transportă el, dacă pot să mai ascundă. O să-i fac o verificare rapidă și la mașină înainte să-l pun pe tip să încarce. Nu pare să aibă contrabandă și acum să-i spune lui Gicu ăsta, nu știu de ce se tot duce aici în boscheți. Nu vreau să mă gândesc ce face în boscheți. O să-l punem să reîncarce înapoi. Așa. O să nu mai verific de contrabandă, că dacă n-are raros și nici la motor și așa bănuiesc că n-are nici aici. Nu știu de ce l-am dat jos. Hai să mă uit totuși dacă l-am dat jos. Să văd să nu ascundă contrabandă la motor. Pare curat. Deci bănuiesc că dacă n-are la roată sau în marfă sau așa, n-are cum să aibă doar înăuntru. Totdeauna am văzut că are în două locuri. Nu știu ce se întâmplă dacă l-arestez pe ăsta. Pentru că... Gen, dar ce se întâmplă dacă arestezi un om nevinovat? Din păcate, lui tipul ăsta, da, stai că, cred că am uitat să pun aici cargo listul greșit. Da, uitasem și asta. Restul pare ok și din păcate o să trebuiască să-i dăm un denied pentru că are prea multe greșeli. Îți curioși ce se întâmplă, cum am mai zis, dacă arestezi un om care e nevinovat, practic, și care ar fi legal să treacă, nici măcar criminal, și eu totuși să-l arestez. Nu știu, chiar nu știu ce s-ar întâmpla. Bun. Gata, atât. Doar o mașină mai avem pe astăzi, pe bune. Încă o dată să vedem numărul FHB. FHB. Hopa! Tipul ăsta are un pic FHB. Perfect inspection am luat pe tipul ce a trecut. Documentele, te rog. Așa. Și... Oh my fucking god!
Exact ce bănuiam. Vreau să zic. Vreau să zic și știți pe ce mi-am dat seama? Pe faptul că nu pot să-l dau jos din mașină. Adică eu efectiv nu puteam să-l dau jos din mașină. Și tipul ăsta a trecut un pic cam fraudulos vama, așa că o să mergem după el. Nu știu de unde pornesc sirenele. Oh my god, nu cred că ar trebui să se întâmple chestia asta. Vreau să porne sirenele. Hai să fiu atent la drum, că văd că-mi scapă ăsta. A luat-o prin pădure, pe la mama naibii. Oh my god, unde te duci, bă, băiatule? N-ai voie să scapi. Clar n-ai voie să scapi. Vreau să zic că o să-l dau jos prima dată din mașină pentru că mi se părea suspect după număr, dar n-am mai apucat să fac chestia asta, adică nici nu m-a lăsat să fac chestia asta, am cerut documentele și deja au fugit. Noroc că am tras într-o roată și aparent îl ajung, adică cred că merg un pic mai repede decât el, pentru că el are o roată mai puțin, asta din spate. Hai să văd dacă pot să-l opresc aici. Ho, 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 ușor, ușor, ușor. Gata, 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 gata. Hai că aparent l-am blocat într-un fel sau altul. Unde credeai că o să fugi, băi, urâtule? Uită-te la tine ce căciulă urât ai. Mai are o să mă uit de contrabandă la el? Oh, nu, trebuie să-l duc înapoi, n-am timp să verific. Am un incoming din ăsta. Aparent trebuie să-l duc în timp util înapoi. Pentru că altfel și nu știu în ce am lovit. E nașpa că n-am oglinzi la chestia asta și nu pot să mă orientez foarte bine. Adică se conduce urât de tot mașina asta. Chiar nu mă pot orienta. Și mai am 4 minute ca să-l duc. Cred că dacă n-ajung în timpul ăsta o să fie de rău. Adică ăsta cred că pot să scape. Și la drum trebuie să fac dreapta la drum. Ok. Ca să ajung la pușcărie cu el. Numai să ies la drum că sunt în ceva pădure. Mamă, pe unde a fugit? Mârlană, bă, băiatule, bă. 4 minute și 15 ca să-l duc înapoi. Dai, ce trebuie să fac aici? Trebuie să fac... Nu trebuie să fac nimic, mai în față trebuie să fac stânga. Wow, 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 era să mă ciocnesc cu ăsta. Dubios rău cum se conduce mașina asta și nici nu merg oglinzile. Nu pot să mă încadrez, nu pot să fac nimic. Bun, o să las mașina aici că n-am văzut să mă incomodeze. Și pe tine o să te duc transfer to prison. Gata, bă, băiatule. Unde credeai că o să pleci? De mine nu poate să scape nimeni că sunt un polițist model. Oh my god, ăsta a auzit telefonul de a 7 km care suna. Hai să vedem ce zice. Aoleu. Păi și ce treabă am eu cu ea de la Saumil? Eu nu mai înțeleg nimic. O să mă acompaniez de ăsta și o să trebuiască să mă duc acolo. Da. Bă, frate, eu sunt polițist de frontieră sau eu sunt detectiv de ăsta sub acoperire? Cine sunt eu? Bă, că mi-a dat armă nouă. Ce arma mea? Nu-i bine. Am două pistoale, acum nu mai înțeleg nimic. O să vină nenea asta cu mine, sper să facă ceva aici, nebun. Și unde trebuie să mergem? Cum opresc muzica? Light, sirene și muzica... Ok, te rog, off. Hai să vedem unde trebuie să merg. Ok, la Sawmill. Nu știu dacă am fost vreodată la Sawmill. O să iau pe aici prin pădure. Bun, și drumul ăsta ar trebui să vă ducă direct la Sawmill. Sunt curios ce să facem aici. Din te-am văzut, e vorba de un jaf, o bandă, o ceva. Hai să vedem ce se întâmplă. Asta, vorbesc ei între ei. Păi nu mai înțeleg, ăla nu era polițist. Ușor, băi, să nu-ți pleznească o venă, ceva. Oh my god, l-am pușcat pe ăsta! Dă-te, 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 dă-te! Mamă, e foarte greu să-i nimeresc aparent. Oh my god, ăștia dau, vin peste mine, direct. No! Nu-mi spune. Oh my god. Păi și acum? Are nevoie Acaristanul de mine, bă, nu trebuie să mor. Băi,
Păi și-a murit? A, n-am murit eu. Ok, a murit adversarul, prietenul, ok. Am înțeles, n-am murit eu. Am murit ăla din dreapta. Bun, și aia, training complet. Aparent asta trebuia să se întâmple. Aveam vreo șansă să-i bat pe ea? Nu înțeleg. Avem o nouă zi, chapter 2. Fake help. Ok. Și văd că avem chestii noi. Avem cargo list-ul. Avem asta, nu știu ce e asta. Habar n-am. Cred că e ceva cu embargo, cu... Ah, ok. Bun. Și trebuie să avem grijă la criminali. Unul e din King of RK, unul are Missing Bumper. Ce e chestia asta? Cred că bara de față sau de spate. Și unul are 44 de ani. Deci trebuie să urmărim chestiile astea. Văd că am primit și aici o corespondență nouă. Fake help. Ok, despre ce vorbeam eu. Bun, nu ne prea interesează chestia asta. Hai să ne vedem noi aici de muncă. Bă, că e un nene acolo care așteaptă să le dea drumul la ăștia. Bun, deci, cum zisesem, unul are 44 de ani, unul are un missing bumper și unul e din King of RK. Missing bumper are? Nu are. Te rog să îmi dai documentele, domnule drag. Foarte bine, tu ești el din poză, da. King of, ok, te rog să poftești jos, pentru că ați văzut ce se întâmplă dacă nu poftești jos. Câți ani are? 33, clar nu e el, dar e din King of, așa. Bun. Masnur îl cheamă, numele este bun, hai să vedem și cu data, valabil, este și valabil, intră să viziteze, nu are cargo list din ăla pentru că nu transportă nimic, dar exact cum bănuiam, foarte bine că l-am dat jos, pentru că nu vreau surprize. Pe aici și ascunde ceva. Opa, ascunde și pe partea din spate, observ că. Și cum ajung în partea din spate? Ah, pur și simplu, așa. Oh my god, ce s-a stea, frate? Vehicle damage. Poți să fac așa ceva? Cum adică vehicle damage? Păi nu trebuie să... What? Ciudată treaba asta. Mai înțeleg nimic, a trebuia sau nu să... Trebuie să dau tot cu cuțitul aici. Nu știu chestia asta, o pânză ceva. Și am luat și contrabanda lui tipul ăsta. Nu mai am loc de contrabandă. Bun. Prima și prima dată ca să nu mai am surprize, tu o să fii arestat. Mai și întreabă de ce. E, uite că așa vreau eu, o să fii arestat și punct. Mamă, avem 3! Trebuie să ne facem drum neapărat în seara asta, înainte de finalul zilei, să-i ducem la secție. Și între timp, o să fac eu asta, să mai las din contrabandă aici pentru că nu o să mai am loc dacă mai găsesc un criminal. Mamă, cât de multe chestii. Monezi, nu știu ce e asta. Tigări, cred că. Și am ceva de făcut și aici. A, ok, de aici pot să mă upgradez. Bun, am înțeles. Fiecare upgrade. Bun, pot să-mi schimb casa. Pot să-mi upgradez unde țin contrabanda, pot să-mi upgradez asta de prizonieri, pot să-l upgradez pe nenea ăsta, pe nenea ăsta, pot să-mi upgradez inclusiv mașina. Oh my god. Bun. O să facem și treaba asta de pe viitor, momentan vedem ce o să facem cu banii. Hai să-i luăm și contrabanda lui tipul ăsta, pentru că v-am zis e bună, chiar e bună. Și pe tine o să te pun, te rog, să faci un curat. Bun. Așa, l-am arestat bine, cred. Vreau să-mi fac un pic loc în inventar ca să nu stau cu arma în mână când o să vină ăștia. Mai avem două mașini. Cred că pe ăla cu... Ok, King of, așa l-am găsit. Mai trebuie să găsim unul cu Missing Bumper și unul trebuie să aibă 44 de ani. O să facem mașinile de astăzi și după o să trească neapărat să facem un drum. Să-i ducem pentru că deja sunt foarte mulți aici și avem foarte multă contrabandă. Și să mai luăm și niște bonuți în plus. Și să vedem ce upgradăm. Missing bumper are, bă, bara de față oare și pe aia de spate. Hai să vedem, ăsta poate doar să aibă 44 de ani. Nu știu de ce l-am dat jos din greșeală, vreau să-i cer actele. Dar nu e asta problema că nu-l dor picioarele, te rog frumos să-mi dai documentii. Tu ești cel din poză, bă, par tu cel din poză. Vreau să văd prima și prima dată câți ani are. 59, n-are 44. What? Nu știu ce m-am întrebat că n-am fost atent. Vladislav.
Ok, Vladislav îl cheamă pe tip. Vladislav Bondar, bun. Astea sunt ok, astea sunt ok, când expiră e ok și asta. Are 3 toalete, două detergenți și un leghici. Ce era? Bagaj? Hai să le dăm prima și prima dată jos pentru toate. Normal că e normal să e neapărat nevoie să mă uit și în ele. Ce întrebare e asta? Dar pare suspect că îmi pune tot felul de întrebări. Bun, acum să vreau să le verific un pic mai altfel. Mamă, pot să-i deschid ghiozdanul omului. Detergentul pare ok. O ascuns să stai în WC oare? Pot să ascund în WC? Pare ok, pare că n-are. Portbagaj, pare că n-are. Vreau să mă bag rapid și pe bancheta din spate, n-are. Nu o să găsim nimic aici, să mor eu. Rămâne de văzut, șefule. Mamă, ce ciudat are aici că e... Așa. Ciudată mașina asta. Dar pare că n-are, sincer. Hai să vedem dacă are ceva la motorișcă. Are ceva oare la motor? De ce nu pot să verific? Da, nu pare că are ceva, sincer. Pare curat. Hai să punem pe ăsta să încarce. Încarcă, te rog, toate bagajele. Foarte bine, foarte frumos. Și tu, dragă domnule, nu știu, avea ceva? A, să cumpărăm cargo listul, bun. Bine că mi-am adus aminte. 2 detergent, ok. 3 toalete, bun. Un leghici e bine. El e cel din poză. Bun, deci cred că tipul ăsta e squeaky clean. Nu are absolut nimic. Numele e ok peste tot. Perfect, dragă domnule. Îți doresc o călătorie plăcută, drum bun, ești squeaky clean. Sper că n-am greșit nimic. Hai să închidem astea, să fim și noi domni aici. Nu plece cu... What? Vrea să se urce în spate, băi, ești nebun. Cam prost făcut jocul pe AI, dar în schimb așa cam foarte mișto ideea jocului în sine. Hai să vedem ce am făcut. Perfect inspection, nice. Îl mai avem pe ăsta, deci missing bumper și 44 de ani. Bările le are, trebuie să fiu atent doar la ani. Bă, are de 44 de ani, cred că pare mai bătrân. Au și mă întreabă dacă e necesar. E el cel din poză, e el. Prima dată o să mă uit la câți ani are. 45 de ani. Oh my god, la limită. Hai să-l verificăm rapid la nume, frumos. Bun, e ok, codul, valabilitatea e ok. Ăsta transportă doar un singur frigider și așa este, un singur frigider. Și dacă mai are rost să îl dau jos, bănuiesc că nu, pentru că pare omul destul de clean. Și într-adevăr are un frigider, vreau să mă uit un pic și pe la motor. Da, nu văd nimic pe aici. E ok, bă, pare ok. Cred că mare rost să-mi dau astea jos pentru că pare ok și dacă nu găsesc contrabandă și nu am niciunul dintre mistere, cred că e ok. Frigider, bă, cred că e squeaky clean și tu. Aprov și ție. Ideea e că nu știu exact dacă pot să găsesc alți criminali în afară de ăștia doi. Adică pot să fie unul care să nu-mi dea indicii. What? Trebuia să-l dau înapoi pe ăsta? De ce? Entry regulation. Entry regulation că ce? E cumva chestia asta cu embargo-ul? Aoleo. Asta e când ești pro și nu citești, ești pro și nu citești. Bine că știm acum la next. O să fie treaba. Deci dacă e din ăsta, din Kingdom, o să ne punem un semn de întrebare și îi dăm cu entry regulation. Dăm documentele, domnule drag. M-o păcăli, sincer, adică, mă rog, nu știam de chestia asta, dar acum știm. Mamă, familia lui în pericol, ok, taci un pic din gură. Partul ăsta din poză, Pavel, mamă, ăsta cred că e român. Zubkov e ok. Vreau să îi verific codul. Are doi porci tipul ăsta. Bun, codul nu e bun. Asta cred că e ok. Da, asta e ok, doar că codul nu e bun. Hai să vedem dacă are doi porci într-adevăr. Și da, are doi porci și amândoi se mișcă, deci par reali, așa că nu o să-i mai dau jos.
Bun, o să fac o inspecție scurtă, scurtă aici. Bagaje nu văd că are, deci asta e problema unde are bagaje. Și animalele se pun ca și bagaje. Ei bine, asta ar putea fi o întrebare. A, ok, ăsta cred că are entry regulation, dacă mă întreb pe mine. Pentru că n-are el bagaje, dar are porci și vine fix de acolo. Deci pe ăsta cred că nu pot să las, oricât de squeaky clean ar fi. Oricum n-ar trebui să las pentru că are din asta, dar o să pun și entry regulation-ul, care e aici jos, doar din cauza că vreau să fac un test. Se pune doar la bagaje sau se pune la orice bun, gen dacă are marfă, orice marfă ar avea, n-are voie să treacă. Chiar sunt curios de treaba asta. Oricum îi dădeam denied pentru că tipul e, avea data expirată, doar că nu știu dacă trebuia biface cargo list-ul, mă rog, entry regulation-ul sau nu, din cauza că are porci și e din King of Kingdom, nu știu ce, așa. Bun. Hai să vedem. Perfect inspection. Deci, exact cum bănuiam, și dacă are nu doar bagaje, pentru că aici am văzut că scrie doar de leghici, dar de fapt nu. Scrie că dacă cară, ok, nu doar bagaje, deci nu e doar bagaje. Orice ar căra, trebuie să avem grijă și să-i dăm cu entry regulation. Bun. Parcel din poză, parcel din poză. Bările le ai, bările le ai. 44 de ani, cred. Bun. Hai să vedem prima dată câți ani ai. Vreau să văd câți ani ai și deja asta e foarte obosit. 41 de ani, deci nu are 44. Nu mai avem treabă cu numere. Aili Bayrak. Aili Bayrak. Cred că e greșit. Bayrak. Nu, nu e greșit. Ăsta e ok, nu e din Kingdom. Hai să vedem rapid codul 5032 G1 PV. Era ok. Vreau să văd validitatea. Deja nu mai pot să văd dacă e valabil. 15 iunie, suntem în 21 aprilie, e ok. O să-l verific rapid așa repejor. Pe aici și-a de contrabandă. Mă bag un pic și în spate. Pare legit omul. Bun, bun, un pic la motor. Bă, pare curat și la motor. S-a dat și jos tipul. Ești nebun. Fără să-i zic eu. Așa. Ăsta pare să aibă totul legal, sincer. Nu văd nicio neregulă la el. Cargo list nu are. Deci, dragă domnule, tu ești approved, convins. Squeaky clean. Hai să vedem dacă e ok. Și dacă luăm perfect inspection și pe el sau nu. Chiar e curios de treaba asta. Cred că n-am greșit. Adică n-aveam ce să greșim și... Mamă, câte ciori. Spune-mi, te rog, că e perfect inspection. Am mai luat 100 și pe ăsta dacă ar fi perfect inspection. Bineînțeles, perfect inspection. Bun, am făcut treaba pe astăzi. Nu vreau să închei ziua și să mă duc să... Așa, mă duc să-i duc pe ăștia, sincer. Pentru că am deja foarte mulți. Transfer to prison, du-te și tu, du-te și tu, sunt 3 aici adunați și nu știu câte locuri, gen cât suportă. Și plus de asta am foarte multă contrabandă pe care iarăși trebuie să o duc. Pentru că mi-ocupă spațiu degeaba. Oare pot să las chestia asta aici? Nu știu ce chestia aia, aparent am făcut-o, am luat-o de la tipul ăla cu trade-urile lui. Chiar nu știu ce e. Am contrabandă de nu-mi încăpa într-un inventar. Și asta nu e de bine. Adică e de bine că o să luăm bani pe ea, dar clar trebuia să-i ducem și să eliberăm aici și așa. Contrabanda cred că n-are rost să mai pun aici. Ce îmi spune asta? Dacă vreau să repare. Păi ce-i stricat la ea? What? Nu știu exact ce-i stricat la ea. Bun. Hai să văd dacă știu unde trebuie să-i duc. Trebuie să-l duc la... Ok, în partea la Police Base. La Police Base trebuie să mă duc să-i duc? Cred că la Police Base am dus data trecută, dacă nu mă înșel. Hai să vedem. O să ne dăm noi seama. Bun. Leaving the outpost. Mamă, trebuie să avem grijă că o să fie din ăștia pe drum. Mamă, pe asta nu-i de bine, frate. O să încerce ăștia să-i scape pe ăștia. Oh-oh. Sper să nu se întâmple fix acum pentru că n-am armă, am doar pistolul și nu știu câte gloanțe mai am. O să mă duc și pe la Vlad Shop imediat după ce-i duc pe ăștia pentru că avem ceva bănuți. Da, exact cum... Oh my god! Dă-i, 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 dă-i
Am scăpat? Gata? Pe bune? Atât a fost? Au încercat ăștia să ne atace, dar efectiv i-am ignorat și aparent doar asta a fost. Scăpăm super ușor de ei, nu cred că trebuie neapărat să mă dau jos și să mă bat cu ei. Pentru că nu prea am dispun de arme și de chestii. O să rezolv asta. Bun, am ajuns la Police Base. Aici cred că dau contrabanda dacă nu mă înșel. Oricum trebuia să o dau și pe asta. Hai să vedem. La domnul Nenea Ofițerul. Hello, domnule. 124 pe atât de multă contrabandă. Oh my fucking god. Doar pe bune, gen o glumă. Pot să pun sirenele? Hai că scuzeți dacă pot să... Mamă, avem sirene, dă-te în pisici, că e mișto treaba asta. Avem prizonieri în spate, trebuie să punem sirenele. Bun, și prizonierii, unde trebuie să-i duc mai exact? Bun, și aparent dacă eu am farurile aprinse, ăștia o să se tragă pe dreapta, ceea ce e super, super tare. Adică o să-mi facă loc, efectiv, toți. E ca în realitate. Me gusta, me gusta, nu știam de trucul ăsta. Deci o să folosim mai des farurile. Nu știu exact dacă trebuie să-i duc pe tipii ăștia aici. Nu, aici e cimitirul. Unde trebuie să-i duc eu pe tipii ăștia? Bun, dacă tot suntem în drum și avem Vlad Turțul lângă, hai să vedem dacă putem să cumpărăm oare ceva de aici. O să las sirenele o pornite, nu mă deranjează. Vreau să fac niște trade-uri cu tine, domnule Draga, și vreau să cumpăr shotgun și care e diferența. Bun, și nu pot să-mi aleg ca la pistol mai multe. Oh my god, eu mai cumpărat pistoale. Pot să le vând? Bun, asta e super tare dacă pot să vând pistoalele la el. Avem 1000 de bănuți în momentul de față. Deci nu pot să cumpăr decât shotgun din asta sau armă din asta. Păi și mai multe arme nu ai? Sau mai multe o să-mi descoper pe viitor? Sau cum e treaba? Bun, cred că o să mai vreau să-mi cumpăr un topor, un cuțit, pentru că o să am nevoie de treburile astea. Să vreau să-mi cumpăr și ceva armă. N-am bani de asta, 1300. Shotgun-ul 700. Bun, atunci nu să-mi iau momentan, dar nu înțeleg de ce nu mă lasă gen să-mi cumpăr și alte arme, cum ar fi AK sau din astea. Nu pot să-mi cumpăr așa ceva shotgun arm. Ok. Sau mi le descoperă pe viitor, oare? E ok, e ok, momentan. By the way, să mă uit să văd... Stai, înainte să plecăm, să văd dacă am suficiente gloanțe de pistol. Am 10, 10... Să mai iau niște gloanțe din astea de pistol. Că nu se știe niciodată când o să mai avem un atac din ăsta terorist în care avem nevoie de pistol. Bun, și acum o să mă duc să-i duc pe nenea ăștia, că mă așteaptă aici săracii și s-a făcut un pic cam târziuț cât timp am plimbat eu pe hartă. Te rog, spune-mi că aici trebuie să-i duc pe tipii ăștia. Bă, mă plimbasem vreo 10 minute pe hartă, pentru că nu mai știam unde trebuie să-i duc pe ăștia. Adică știam că gen contrabanda trebuie să o duc în partea de sus. Și efectiv am făcut vreo 3 drumuri până în partea de sus și în partea de jos. Sper că trebuie să-i duc aici, pentru că are logică, gen ei muncesc aici. O să fie la munci, da, aici. Doamne ajută, mulțumesc din suflet, am luat 300 pe ăștia, nici nu știu dacă se merită. Bun, pot să mă opresc sirenele pentru că îmi fac efectiv în cap. Pornesc înapoi mașina și o să mă duc din nou la secție la noi. Bă, deci dacă n-am căutat locul ăsta, trebuie să țin minte că aici trebuie aduși ăștia. Mai aveam un pic și mă duceam să caut pe Google, nu mai țineam minte exact unde trebuie. Cred că am fost la toate chestiile posibile. Am trecut pe lângă Vlad Shop, am trecut și pe lângă Soulmill, deși puteam să jur că n-are nicio logică să fie la Soulmill. Nu știu, am fost pretutindeni și efectiv am încercat. Am văzut că locațiile n-au nici cea mai mică legătură cu locul unde ar trebui să vină ăștia. Și totuși e ciudat că trebuie să-i duc la campul ăsta unde practic nu e o pușcărie. Ei trebuie să muncească aici. Eu căutam un jail, ceva, unde trebuie să-i duc, dar... Nu e așa. O să țin minte pe viitor oricum și o să nu o să mai ne facem probleme și o să fie mai ușoară treaba pe viitor, că o să deja prindem experiență și ne învățăm cu jocul.
Hai că până la graniță chiar știu să ajung, e foarte ușor să ajung și cred că știu să ajung. Wow. Hai că am făcut terș mașina. E foarte ușor să ajung până la graniță și am învățat pe din cap. Dacă o să fie nevoie, nici nu mai consult mapa. Aici trebuie să facem stânga exact cum bănuiam și în față e granița. O să mă duc la șeful ăsta să-i dau să repar un pic mașina, că săraca la câte bubuituri și-o luat astăzi ne-au mai atacat și ăia. Chiar e nevoie. Am să te rog să o parchez în primul rând. Așa, foarte frumos. Mamă, cum o parcat-o, direct o luat-o pe sus și aruncat-o aici și repară și tu, te rog. Pentru 50 de bănuți, cred că e un deal bun. Mă duc să dorm foarte rapid, sper să nu-mi afecteze că am fost să-i duc pe ăștia pe noapte și să nu-mi afecteze oarecum chestia aia de mă lasă să verific foarte ușor datele, somnul, pentru că ar fi destul de nașpa. O să mă odihnesc. Bam, cum crește bara asta de sus. Doamne, minunea raiul pe pământ. Bun. Ce să avem în această zi? Avem ceva special? Nu, în această zi avem aceleași chestii cu entry regulation-ul, cu nebunii. Bun. Ziua asta, oameni buni, o să continuăm în episodul următor, bineînțeles, dacă voi o să decideți chestia asta. Atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc din suflet de vizionare, sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să-l rupeți, nu alta, să vă abonați la canal dacă sunteți noi. Eu vă mulțumesc din suflet de toată susținerea, un comentariu, un clopoțel, apreciez enorm, enorm de mult. Vă pup, vă iubesc pe fiecare în parte și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!